bine ai venit la un nou episod din podcastul Mira Mira Tango. Astăzi avem alături de noi pe Andreea Trașcu și Andrei Baican, fondatorii Casei de Tango. Dragilor, bine ați venit! Bine te-am găsit! Mă bucur tare mult că sunteți aici, oamenii n-au crezut că o să fiți. Și s-au bucurat foarte tare când au auzit. Ați făcut pariuri? A, nu, dar aș fi putut. Ar fi fost un bun moment. Povestiți-ne un pic despre cum ați început să dansați. Da, eu am început. Eram în 2007 s-a întâmplat totul. Eu ascultam foarte mult jazz. Și la un moment dat, o colegă de-a mea de la birou mi-a dat 3 CD-uri pe care nu scria nimic. Și mi-a zis, Andrei, ia tu chestiile astea, că tu ești cu jazz-ul, cu muzica aia mai ciudată, mai complicată, așa că s-ar putea să-ți placă. Și bineînțeles că în seara respectivă am plecat spre casă, am băgat CD-ul în mașină, să ascult în mașină spre casă și am rămas șocat. Pare rău că nu putem să punem acum chestia aia pe care am auzit-o prima oară, pentru că e incredibilă, dar poate o puneți la editare. Și am rămas șocat, efectiv, și pur și simplu am oprit mașina și am stat acolo vreo 2 ore ca să ascult CD-urile de la un cap la altul. Ulterior mi-am dat seama, după mult timp, că e vorba de Piazzolla și ce am făcut, am zis, hai să caut mai mult despre Piazzolla. Am căutat, am avut intenția să încep să cânt Piazzolla la chitară și mi-am dat seama că e imposibil, nu sunt atât de bun. Până la urmă am găsit pe YouTube. YouTube era pe la începuturi așa atunci, dar am găsit un dans pe muzică de Piazzolla. Când căutând Piazzolla am găsit un dans. Și dansul respectiv era un tip așa la bustul gol și cu niște blugi, o tipă tot așa cu niște pantaloni scurți și, mă rog, pantofi de tango, dar foarte... Făceau niște nebunii pe acolo. Și în mintea mea a fost, asta voi face. Voi dansa exact cum dansează ăștia. Și am luat-o pe Andreea și am zis, uite, Andreea, ăsta este video, hai să ne întâlnim din când în când, să exersăm. Ce vreau eu, care este scopul acestor întâlniri, este să copiem exact ce fac ăștia. Adică nu contează cât durează, o lună, un an, 2 ani, nu contează. Vreau să ajungem să facem timp de 3 minute sau 4 minute cât dura, fix ce fac ăștia. Dacă ei pot, putem și noi, chiar dacă habar n-aveam. Și așa s-a întâmplat tot, am început să ne întâlnim în diverse locuri, pentru că nu aveam unde să practicăm. Țin minte că am fost o dată în sala de sport de la liceu de chimie sau ceva genul ăsta. Tu ai făcut. Și ne trezeam la 6 ca să ajungem la 7, pentru că la 8 începeau antrenamentele. Asta a fost începutul. Fără profesor, fără să știți mare lucru despre ce se întâmpla, doar... Pur și simplu. Între timp, într-adevăr, am descoperit eu că există tango în România, era foarte la început și l-am cunoscut pe Cătălin. M-am dus la câteva cursuri, dar am stat foarte puțin, cred că o lună, două maxim. După aceea, în paralel, făceam acest... exercițiu, hai să copiem ce dansează oamenii aia. Ne-am dat seama că e foarte complicat și că nu o să ne ia un an, doi, ci 10 și tot degeaba. Așa că am decis, deci eu m-am apucat de tango în februarie 2007. În mai eram în Buenos Aires împreună cu Andreea. O lună foarte prost aleasă. Nu te duci în Buenos Aires în mai. Te duci în timpul iernii ca să fie vara acolo. Nu, noi ne-am dus pentru că nu mai puteam să așteptăm până la sfârșitul anului. Doar că... A plouat non-stop. Non-stop. Doar că a fost foarte... A fost bine pentru tango. A fost foarte bine pentru tango pentru că nu mai erau turiști de tango în Buenos Aires în perioada aia. Și pentru că e de frumos orașul, că dacă n-ar fi plouat, probabil că am fi stat mult mai mult afară. Da. Să-l vizităm, nu? Acolo l-am cunoscut pe Lucio. Cum îl cheamă Lucio? Lucero. De la care am luat lecții și el ne-a zis după câteva lecții, deci voi chiar vreți să dansați tango. Că el era obișnuit cu turiștii din Statele Unite și din Canada care veneau să danseze pentru că e cool.
Dar a zis, bă, voi chiar vreți dansați, așa că din momentul ăsta mergeți cu mine peste tot. Și el lua lecții, deși era profesor de tango, dar niciodată nu, tot timpul înveți. Și ne-a dus în niște locuri incredibile. Ții minte că am fost, eu nu o să uit, Naveira, workshop-ul cu Naveira. Prima. Exact. Era un workshop de tango făcut de Naveira, care dura 4 ore, cu 2 ore, 2 ore, într-o sală superbă, într-o clădire superbă. A fost foarte greu pentru noi, pentru că era doar pentru localnici și era în spaniolă, nu era în engleză. A fost foarte greu pentru mine, cel puțin, să înțeleg, nu prea înțelegeam nimic. Și nici din ce ne arăta, n-am înțeles nimic. În schimb, e un boost incredibil să vezi din prima. Am avut baftă, am avut noroc că nu, n-am nimerit. Adică era un fel de geometrie spațială predată unor copii de clasa a patra. Aero, astro, toate adunate. Toți cei din jurul nostru păreau că știu exact ce fac, că sunt acolo, nu știu, că merită să fie acolo, că sunt decorați cu toate insignele și diplomele posibile. Și noi eram pierduți, dar păream foarte... Eram foarte buni. Întotdeauna da, noi am fost cei da. După 5 luni de tango, absolut. N-ai cum altfel. N-aveam niciun dubiu că locul nostru este acolo. După 3 luni noi trebuia să predăm, că nu eram. Eram la un nivel. Și cât ați stat în Buenos Aires? Atunci, sau, nu știu, 3 cred că prima oară am stat mai puțin. 2 sau 3 săptămâni, nu mai țin minte. Ulterior, am făcut și noi turismul la clasic cu prietenii noștri din tango, unde stăteam câte o lună. Am fost de multe ori. 4-5 ori. Am uitat. Da. Dar cred că legat de Gustavo și Giselle, mi-aduc aminte că, cred că și pe tine că vorbeam de chestia asta, ne-au impresionat și ne-au șocat foarte, ne-a șocat foarte tare energia dintre ei și modul în care aveau o grație și o putere și o capacitate de analiză și de a explica lucrurile și de a le arăta fără prea multe cuvinte și având totuși, nu știu, o vârstă, adică nu-ți luau neapărat, nu avea cum să-ți ia ochii figurile de dans și un corp perfect sau o estetică perfectă, care până în momentul respectiv ne atrăgeau la, totuși la Arse și Mariana, erau în primii pe care, scuză-mă, primii pe care ne-am văzut, tu te referai la Arse și la Mariana? Sau la... Nu, erau niște no-name. Erdemsel, nu? Nu, erau niște no-name. Tot caut acel video și nu mai găsesc, cred că l-a șters. Cel cineva din La Viruta sau cel pe care l-ai văzut pe la primul laptop? La primul, oricum, cred că ție ți l-am arătat doar o dată și după aia încercam eu să mă dau și mare în față. Și nu era Arse și Mariana? Nu era. Erau niște no-name. Bine, okay. Nu ne-i pentru noi atunci, dar sigur era. Ok, mie mi se părea că vorbeai de Arse și Mariana la momentul respectiv, că ea avea pantaloni scurți, el era tatuat sau ea era tatuată. Mă rog, ei aveau niște corpuri, adică îți ieșeau în evidență din punct de vedere estetic. Naveira și cu Gizelan ieșeau în evidență din, nu știu, ca și putere, capacitate de magnetism, capacitate de a atrage atât de mulți oameni și oferind atât de mult knowledge, pe care noi oricum nu înțelegeam că e spaniolă, matematic aproape, filozofic. Deci, efectiv, era nu era matematic, era filozofic. Era filozofie, în Buenos Aires se învață altfel tango decât oriunde în lume. Dacă avem timpul să spun care e părerea mea. Te rog, avem tot timpul din lume. Problema în Europa, în general, în țările occidentale, să spunem, este faptul că avem nevoie de structură, de matematică, de știință, de totul e fizic. Adică, nu știu, în Buenos Aires un pas e un pas. Aici e câtă greutate pun în metatarsul de pe al treilea. Aici este o întreagă fizică și o nebunie, o anatomie complexă. De asta acum pui la îndoială faptul că filozofia nu avea legătură cu matematica sau cu geometria.
Eu n-am zis din punct de vedere matematic că era perfect acolo și că trebuia să faci calcule. Cred că ce ai vrut să spune. Cred că ce vrea Andreea să spună este următorul lucru. Mă uit la tine ca să mă inspir. Ok, matematica din muzică. Vrei să credeai că mă refer la matematica din muzică? Poți să o iei și așa. Da, da. În Europa tot e foarte economic. Ai nevoie de, ca să înțelegi, totul e rațional. În Buenos Aires e foarte mult pe estetică. Da. Pe estetică mai mult și... Mai mult despre cum se simte? Mai mult despre cum se simte, da. Foarte rar se întâmplă să apară și o zonă magică. Și noi asta am simțit la primul workshop după 3 luni de tango pentru noi cu Naveira acolo în Buenos Aires. Ce înseamnă magică? Uite, dacă mergem la un festival și ne uităm la un performance, sunt doi omuleți care dansează, sunt mai multe feluri de priviri, de ochi în public. Sunt unii care au o privire economică, cum spuneam, ei caută perfecțiunea. Problema e că atunci când cauți perfecțiunea și ia să văd cum dansează ăștia, ce fac ei, la prima ezitare totul se năruie. Sau chiar dacă, să zicem că cineva nu are nicio ezitare, ok, a fost super. E un al doilea tip de privire în care oamenii se uită la cât de frumos dansează. E privirea estetică, la fel, cred că am spus asta. Foarte rar o să găsești lacrimi în ochi, în ochii unui spectator, dar vei găsi. Adică e important, asta am căutat eu, să mă uit prin dans, nu la ce se întâmplă, nu neapărat cât de frumos e, să văd dincolo de... Nu îmi reușește, bineînțeles, dar întotdeauna, dar... Nu ți reușește ție sau ți se pare că dansatorii acum sunt mai mult acrobat decât cei de performance, nu vorbesc de amatori? Până la urmă, ei într-adevăr încearcă să, e o artă, încearcă să creeze o operă. Problema e că un performance de genul ăsta nu dăinuie, adică nu poate să devină o operă. Și de aceea se refocusează, să spunem, pe partea asta tehnică și... E un fel de show-off din partea tuturor, ceea ce e ok până la urmă. Dar fără emoție. Uneori e și cu emoție, dar foarte rar. Ce pot să spun e că eu am avut lacrimi în ochi în timpul unui workshop. Cu cine? Cu Sebastian Arce și Mariana Montes. Au avut ei un workshop pentru profesori. În Turcia, nu mai știu, în Istanbul sau nu mai știu unde naiba, unde erau doar profesori Izmir. În Izmir, da, unde erau doar profesori de tango, majoritatea din Turcia, dar au venit și din alte țări. Pe noi ne-au invitat, că ne cunoșteam foarte bine și ne-au invitat și pe noi. Și atunci, într-adevăr, a fost genul ăla de a preda fără nimic tehnic, fără unghiuri drepte sau obtuze, fără emoție, nu neapărat emoție, a fost într-un fel în care mă e foarte greu să descriu. Adică, na, pune-mă să descriu... Metafizic. Da, pune-mă să descriu că încep să plâng. De ce plângi? Sunt multe lucruri acolo. Amestecate, într-un malaxor emoții, cu tot felul de malaxor. Da. Asta și pentru că Sebastian este un filozof la bază. Adică dacă stai să te gândești de câte ori am fost, wow, tot ce a zis asta acum? Pe bune, da. A zis chestia asta? Și nu numai în workshop-uri, gândește-te în toate drumurile noastre, cu mașina, cu el, în toate... Am avut tot felul de întâmplări, nu știu, accidente, oportunități, spune-le cum vrei. Am rămas blocați cu Sebastian. De a petrece foarte mult timp împreună cu ei, inclusiv de a rămâne blocați în zăpadă. 3 zile în zăpadă. Timp de 3 zile. Dintre care vreo 12 ore pe autostradă, într-un șir imens de mașini pe pod. Mă rog. Și genul ăsta de experiențe te face să descoperi un om altfel. Cumva. Și faptul că am petrecut atât de mult timp cu ei în afara
Nu știu, pe mine asta mă face să cred că el chiar e un filozof la bază. Păi ați fost primii care ați adus în România, nu? După ce v-ați întors din Buenos Aires. Da, dar momentul... nu prea îmi place formularea asta. Cine a fost primul care a făcut nu știu ce. Însă, da. E pur istorică, e pur de cronologie în timp. Nu e neapărat important. Da. Că primii ai doi, la cei mai mare, nu suntem Dubai. Noi, într-adevăr, am fost primii care am stat de vorbă cu el și am povestit un pic. Mi-a plăcut foarte mult cum a pus problema. Noi când am stat de vorbă cu el și am zis cum ți s-ar părea să vii la noi, am stat, cred că aproape o oră, discutând cu el, el punând foarte multe întrebări. Nimeni altul nu a mai făcut chestia asta. Toți ceilalți zice, da, sigur, cât, cum... În schimb, el... Și avea... punea întrebări, noi răspundeam și era, aha. Și... Da. Aha. Și ne uitam unul la altul cu Andrei. Eram... Nu avem niciun vibe, adică ce se întâmplă? Da. Pentru că el vrea să, mai mult decât să facă, să fie prezent aici, vrea să înțeleagă ce se întâmplă aici ca să poată să aducă ceva, valoare, pentru noi. A fost foarte, foarte interesant. Niciodată. N-a existat nicio întrebare în primele întâlniri legată de bani. Nu am avut astfel de discuții. Adică Eu nu cred că am avut vreo discuție legată de bani cu cineva cu care am făcut. Adică nici cu Cicio n-am avut nicio discuție. Da. Nici cu Sebastiana Ceaval. Toate discuțiile despre bani au fost ulterior evenimentului. Da. Hai să vedem cât s-a strâns. Da. Ceva din ăsta. Da, a fost... Da. Am avut noroc și de... Și ce întreba? Care erau întrebările? Ce îl interesa? Întrebări obișnuite, mă rog, pe care oricine ar trebui să le pună. Cum sunteți, ce faceți acolo, când a început, nu știu, săl, profesor, lider, follower, cum se simte, la ce vă uitați? Cum e comunitatea? Da. Dacă e vreo comunitate, ok, deci vreți să vă ajut să construiți o comunitate, deci tot felul de chestii de genul ăsta. Și asta a fost, chiar asta a zis atunci, că pe mine mă interesează foarte mult... toate comunitățile emergente în care pot să mă implic, pe care pot să le cresc. Cred că asta poate să-și pună amprenta, că altfel îți pui amprenta, altfel se vede munca ta în momentul în care ai 10.000 de profesori deja aduși și mai ești și tu un altul printre. Altfel când poți să iei pe cineva de la zero aproape sau de la prima bază și să îl crești. Să-l construiești, stilul în care vrei tu să o faci. Adică eu de asta cred că foarte mult din, nu știu dacă în ultimii ani, dar cred că în primii 10 ani, comunitatea din București cel puțin, și după aia automat, s-a mai răspândit prin țară, dar au început să vină și alți profesori, a fost foarte estetic vorbind, sau filozofic vorbind, definită de stilul Oarse. Foarte greu să ne imaginăm în momentul de față, suntem în 2013, să ne imaginăm 2007 în tango, unde nu exista YouTube, unde exista muzică pe CD-uri și se punea muzică pe CD-uri la milongi, nu exista baze de date, unde profesorii nu erau în fiecare săptămână alți profesori sau câte 4-5 profesori în România, în diverse locuri din țară. Și oamenii nu înțeleg ce însemna să vină de peste ocean Arse și Mariana Monte sau Cicio în 2007, într-o comunitate care era, avea 2 ani, cred. Plus că nu, cred că e foarte greu să ne imaginăm, nu neapărat importanța lucrurilor astea, dar ce dădeau oamenii ăia și ce se întâmpla în comunitate. Și cred că asta ar fi interesant să ne povestiți un pic. Eu cred că nici acum nu există această ușurință a contactului cu profesorii mari. Adică uite-te în România cât de mulți profesori, nu știu, poate nu sunt eu la curent cu toate datele, dar cât de mulți profesori, din dansatorii mari, au ajuns să... Vin a doua oară, cred, Naveira cu Giselle în București. Și sunt mulți care au venit. Eu nu cred că are importanță. Adică
sunt convins că nu trebuie să le cerem oamenilor să conștientizeze ce se întâmplă în spatele scenei. Câte eforturi fac unii sau alții să facă un eveniment sau nu. Nu este treaba lor, chiar nu trebuie să se întâmple asta. Niciodată n-am cerut recunoștință că am făcut noi cine știe ce eforturi pentru... Este datoria noastră să cumva să înțeleagă cât de important e ce se întâmplă la un anumit eveniment, dar nu cu forța, ci pur și simplu organizând un eveniment cu sens. Ideea e că noi când am început să organizăm Tango în Focusurile, spre exemplu, care erau niște evenimente închise, cu un număr foarte mic de oameni, noi știam la momentul respectiv că ne adresăm unui număr foarte mic de oameni. Pentru că ca să poți să vinzi, să oferi, da? Să vinzi sau să oferi, sau ambele în același timp, genul acela de cunoaștere, de abordare, de înțelegere, de experiență, de cultură și așa mai departe, cu care noi eram obișnuiți din partea lui Arse, din partea lui Cicio, din partea tuturor celorlalți profesori, trebuia să ai niște oameni și o comunitate care să o înțeleagă, adică să știe despre ce vorbim și ceea ce oferim. Iar în România, la momentul respectiv, nu exista așa ceva, adică erau extrem de puțini. În continuare, cred că să poți să înțelegi nivelul de predare și de discuții și de dans al unor maestri de genul ăsta, ai nevoie fie să ai încredere în expertiza lor, pentru că nu de pomană sunt campion mondial de 25 de ani, parteneri de 20, de 30 de ani de când dansează și așa mai departe, artiști din toată lumea asta, deci fie să ai încredere efectiv în expertiza lor ca și imagine, fie să-i înțelegi la nivel profund, fie să ai o înțelegere a ceea ce fac ei, să te miște mental, corporal, spiritual, efectiv să fii mișcat, atunci să ți dorești în jurul tău fizic, pentru că știi că ai fost deja mișcat de ceea ce reprezintă ei prin alte surse, sau o comunitate care te îndreaptă, care te împinge să-i cunoști. La momentul respectiv erau destul de puțini, nu știu între timp cât s-au format în continuare, adică nu știu efectiv oamenii cât fac diferența, cât diferențiază un profesor local sau un nume X de un nume Y. Sau cât de mult este e tango, că în general când zici tango deja e o nișă mică. Adică e dans și după aia e tango și după aia e tango argentinian. Deja e nișă. E în nișa asta mică de care lumea se bucură și comunitatea se bucură, după aia încep să nișezi și mai mult. Stiluri de profesori. Cât de mulți din comunitate sunt pregătiți efectiv să înțeleagă filozofia fiecărui profesor în parte și cum anume îmbunătățește viața, nu numai dansul, fiecare, adică ce pot lua de la fiecare în parte. Adică asta mi se pare deja un nivel de detaliu pe care, pe care noi l-am dorit, pe care noi l-am abordat. Așa ne-a plăcut nouă să abordăm lucrurile, extrem de nișate, dar nu știu cât de, nu știu, e bine, rău, nici nu contează. Eu cred că e bine, eu aș putea să mă laud un pic. Eu cred că l-am și ajutat foarte mult pe Sebastian în ceea ce a făcut. Bine, dintr-un singur motiv, că într-adevăr aveam un dialog, puteam să avem un dialog. El ne asculta, noi îl ascultam, el ne provoca, noi îl provocam. Mai mult pe tine. Da. Și tot ce am construit noi cu el, adică Tango în Focus, evenimentele respective, pe care ulterior le-am făcut și cu alți profesori, cu alți maestri. Tango Meet, școala de tango online, care atunci era un... online, tango, no way. Noi am făcut Tango în Focus. Acolo era un... De obicei un eveniment de tango se întâmplă în felul următor. Hai să facem un eveniment, hai să aducem un cuplu de profesori sau mai multe și facem o serie de cursuri. Și astăzi vei găsi vals, milonga și boleo, mâine vei găsi hero, nu știu ce alt stil și mai știu și eu ce, totul foarte destructurat, fără niciun sens. Noi am spus că nu o să facem niciodată chestia asta
Și i-am spus, prima oară i-am spus lui Sebastian, vreau să facem un eveniment, dar vreau să aduc un concept. Să înceapă azi, să se termine peste două zile și oamenii să aibă o înțelegere a unui lucru. Ce vrei tu? Bineînțeles că tu ești maestru. De aceea era, spunea Andreea că tango-n focus era închis. Era închis în genul, în sensul că tu, dacă vrei să vii la acel eveniment, trebuia să participi la tot evenimentul. Nu puteai să vii la ce vrei tu azi, poate mâine nu vrei și vii la milonga și te distrezi. Nu. Trebuie să vii la tot, cap-coadă. Și în sensul ăsta era. Era închis pentru toți ceilalți care voiau să vină doar sâmbătă seara. Pentru că tu alegeai materia filozofie predată de Sebastian Arse. Da. Adică... Și nu puteai să o pui pe bucățele. Și nu iei doar tu... seminarul ăsta. Nu puneai astăzi. Pe bucățele, nu. Pentru că tu îl obligai pe el, punând pe bucătărie și în general, nu așa ni se părea la momentul respectiv, cred că și acum dacă stau să mă gândesc, dacă iei pe, dacă obligi profesorul să facă aceste, să rupă acest ritm, de fapt noi ne-am dorit să fie totul fluid, astfel încât să nu fie nevoit să treacă dintr-una în alta să se întoarcă, să fie ca, ca o mișcare de asta foarte sacadată. Sau nu ca un puzzle, da. să nu fie neapărat ca un puzzle, ci mai degrabă ca un râu al informației. Dacă veneai la seminarul 2, fără să participi la seminarul 1, nu înțelegeai nimic, pentru că trebuia să fii, era cu prerechizit. Totul era legat. Asta a fost conceptul și a funcționat foarte bine, din multe puncte de vedere. Da, deci evoluția după tango în focus, evoluția dansului. Deci noi ne uitam la cum arată milongile, cum arată seriile de milonga, nu știu, un an de zile. Deci un an de zile, sau nu chiar un an, că noi făceam la de două ori pe an făceam focusul. Uh-huh. Era marcat ritmul de dans după un tango în focus de 3 zile intens, de 4 sau 5, parcă nu mai știu cât era. Dar vedeai efectiv față de, nu știu, vedeai și la festivalul, în momentul în care erau evenimente normale sau festivalul sau workshop-uri normale, nu tango în focus, vedeai schimbare pe ringul de dans în milongi, în comunitate. Te uitai la ei și vedeai. Dar cred că tango în focus-ul schimba la un nivel de bază, nu știu, esențialul posturii, culturilor. Era focus, că da, zis era focus. Da. Da, era concentrat, era intens. Vedeai concentrarea și intensitatea, era foarte cizelat dansul cuplurilor care participau și vedeai milonga după. Cum ați făcut casa de tango? Am avut inițial o cărămidă cu cărămidă. Da, prima dată s-a și năruit prima construcție, la propriu. Adică am construit și s-a dărâmat. Primele două. Prima mai... Am avut o colaborare cu Tango Tangent. Metafizic, deci asta e cuvântul meu preferat din ziua de astăzi, se pare. De astăzi. Da. Ne-a întrebat dacă noi am fost primii care l-au adus pe Sebastian Arse. Noi am fost cei care au vorbit cu el și... Împreună cu Tango Tangent am făcut primul eveniment cu Sebastian. Am avut o colaborare, nu mai țin minte cât a durat, a fost ok. După care am... 3-6 luni. Da, am oprit colaborarea și ne-am făcut noi casa de tango. Împreună cu Marian Oana. Silviu Oana. Da. Karim. Manu, Karim, da. Mandelina. Da, adică mai mulți am fost acolo. Care... Predau toți cei pe care ți-am amintit? Da. Și cum erau clasele? Cum se desfășurau? Foarte, foarte frumos, foarte drăguț erau. Foarte drăguț a fost totul. Am încercat, primele încercări erau să aducem structură. Mm-hmm. După care ne-am dat seama că toți suntem artiști și că ne cumva caracterizează spontaneitatea și modalitatea asta de a învăța autodidactă. Și cumva cred că asta a fost la baza, în afară de faptul că fiecare dintre profesori predau în stilul lor în care și învățau și avem întâlnirile săptămânale și întâlniri lunare în care să vorbim ce se întâmplă,
cum putem să evoluăm și noi și studenții noștri și așa mai departe. Baza, cred că era acest spiritul ăsta de a improviza și de a fi autodidact. Și toată lumea insufla lucrul ăsta în studenți și în oamenii care veneau. Adică toți profesorii încurajau practica, exercițiul la casă, informația de peste tot pe unde se poate. Adică niciodată n-a existat, spre exemplu, un focus foarte mare tehnic. N-am avut niciodată, cred că niciunul dintre profesori n-a avut un focus foarte tehnic pe stilul de predare. Tocmai că la momentul respectiv mi se părea că asta diminuează și scade foarte mult din capacitatea pe care poți să o ai în momentul în care înveți, la nivelul la care ajungi și așa mai departe, în momentul în care te focusezi pe o parte tehnică. Era totuși un focus pe cum să construim cum să îi ajutăm pe oameni să se dezvolte astfel încât să danseze la milonga. Și eu, de exemplu, dacă mi-aduc aminte, Karim a fost cel care avea obsesia asta. Propunerea, da. Nu era o propunere, era o obsesie. Era obsedat. Da, așa este. Lăsați-mă că oamenii ăștia nu dansează la milonga, hai să facem ceva să danseze la milonga. Da, era supărat, așa este, da. Pentru că venea din Paris, unde în Paris asta erau... Și avea dreptate. Pe malul Senei și peste tot prin oraș. Și încercam să nu... Adică, ce spune Andreea, că nu era nimic, nu era focus pe zona tehnică, era mai mult focus pe hai să ne simțim bine la milonga. Că asta implică și un pic de tehnică, e partea a doua, dar nu ăsta era principalul motiv pentru care... Ce înțelegeți când să danseze la milonga? Și cumva, asta vreau să mai adaug că e important, întotdeauna zona tehnică era baza, adică dacă începeam ceva tehnic, pentru a te simți bine. Uh-huh. Adică cum faci tehnic lucrul ăsta, partea asta dansului, astfel încât și tu și ea, și oamenii de lângă tine, și sala, și muzica, și locul în care te afli, să îți aducă îmbunătățiri în tot ceea ce simți. La toate simțurile, la nivel estetic, la nivel de percepție, la nivel senzorial, toate simțurile, la auditiv, să te ajute. Adică tehnicul ăsta, baza asta, să ajute toate celelalte simțuri să-ți creeze o panoplie de plăceri din toate punctele de vedere. Îți dau un exemplu. Repet ce de senzații plăcute. Repet ce a spus Andreea mai devreme și îți răspund și la întrebarea ta de mai devreme. Exemplul e în felul următor. Dacă mergi la un seminar de tango în care, să spunem că maestru îți povestește sau îți predă, să spunem, despre cum să te comporți la milonga sau cum să, care e tehnica de a naviga, că de obicei despre asta e vorba, navigație la milonga, te va învăța cum să faci să nu cumva să-l lovești pe celălalt. Noi încercam să îi învățăm cum să faci să... de ce să nu îi lovești pe ceilalți? Pentru că îi deranjezi. Noi încercam să îi învățăm, între ghilimele, cum să faci să nu te deranjezi pe tine, să nu deranjezi dansul tău, cuplul tău. Și, într-adevăr, trebuie să nu îi lovești pe celălalt, adică dacă îl lovești pe celălalt, nu neapărat îl deranjezi pe el, deranjezi ce se întâmplă aici, între noi, pentru că apare o lovitură și nu e cazul. Deci eram, foarte mult pe... Grija, de grija față de cuplu, față de interior, care implicit generează și... ordine în afară. Da, și ordine, armonie, în, armonie afară. În tot ecosistemul unei milongi, cu toate ritualurile care pentru există că, acolo. Pentru că, adevărul e că dacă ai grijă de tine suficient, individual și în pereche, n-are fiecare dintre indivizii și perechile care există pe dans, n-are cum în final să nu se creeze decât armonie în jurul tău. Nu o să mai lovească cuplurile, nu o să mai danseze traversând ronda. O să fii atenți la muzică și la partener și la cei din jurul lor. Da. Un deziderat, mai mult decât un deziderat. Să știi că dacă n-ar exista cazurile astea în care cineva ar face, ar merge pe diagonală și ar mai face niște greșeli, ar fi foarte plictisitor. E ok să întâmple și asta.
Astăzi ești foarte pacifist, Andrei. E ok să se întâmple lucruri. Întotdeauna. Nu doar astăzi. Da, e ok să se întâmple lucruri, nimeni nu spune, dar toți ne dorim un flow de dans și de milonga. Pe cine am? Ăla în care pleci acasă zâmbind și nici măcar nu știi de ce. Da, dar pe cine am bârfi dacă nu am sta cu un par de vin la milonga și n-am vedea pe cineva care face prostii? Poate am vorbit despre muzică. Am vorbit despre altceva, da. Da. Poate am vorbit despre muzică. În Buenos Aires există milongi în fiecare cartier. Și există personaje definitorii ale respectivelor milongi. Personaje care definesc, de fapt, nu definitorii, care definesc milongile respective. Prin perspectiva modului în care se îmbracă, a posturii, a modului în care dansează și așa mai departe. Și când mergeam la diferite milongi, te bufnea râsul, erai emoționat, aveai sentimente contradictorii vis-a-vis de ce simți față de personajele pe care le vezi. Adică erau o panoplie de personaje. Așa că n-are cum partea asta a tangoului să nu se transmită și în, peste tot în lume. Adică să găsești personaje interesante de tot felul. Că la urmă urmei este folclor, adică nu e un dans care să-l standardizezi. Încă, cel puțin. Se chinuie unii din foarte tare să-l standardizeze. Cred că partea de folclor va rămâne totdeauna în... Se va simți în el. Sau în comunitate, în ideea de tango. Nu cred că va putea fi scoasă. Sau, nu știu, poate sunt eu romantică. Acum era important să fie dansat, fiecare dansator, fiecare cuplu să fie... unic, să danseze în felul lui? Era pus accentul pe partea asta? Nu, pentru că... În Argentina întrebi? Nu, aici. Aici? Nu. Părerea mea e că un cuplu, să spunem că avem un cuplu, ar trebui să imite pe cineva, pur și simplu. Oricum nu va reuși și se va crea un stil propriu. Dar nu vedeai o milonga în care toată lumea ținea îmbrățișarea într-un anumit fel și ăla era standardul de... Da, da, da. Așa era. Nu era, într-adevăr. Cred că ce vrea Andrei să spună este să își găsească inspirație în cineva. Adică noi, pe parcursul vieții noastre de tango, am luat inspirație efectiv, inclusiv estetică, de la Arse, după aia de la Cicio, după aia de la... Și vedeai în dansul nostru schimbările astea, la nivel de postură, la nivel de... Da. Normal că mâna mea nu o să arate ca mâna Marianei sau postura lui Andrei nu o să arate ca postura lui Cicio, pentru că avem corpuri diferite, niciodată. Pentru că avem... Niciodată exact nu o să se întâmple lucrul ăsta. Dar inspirația pe care o iei de la diferite persoane îți creează, la urma urmei, dansul propriu. Adică... inputul ăsta din exterior, pe care îl primești, se unește cu toate credințele și toată practica noastră din interior și creează o estetică care câteodată poți să spui că wow, ce seamănă cu nu știu cine. Sunt câteva milongi evenimente în lume care au un standard și sunt asumate de organizatori și ți se spune, aici e milongherul, da? Aici nu poți să inviți decât KBSO și altfel nu. Sunt alte milongi care au un standard, dar nu e impus, doar că îl știi. De la cei care sunt acolo, de la cei cu care mergi acolo, adică ți se spune, vezi că aici se întâmplă chestia asta, fără să fie neapărat declarat undeva. Și alte evenimente unde totul freestyle și vedem ce se întâmplă. Cam așa stau lucrurile. Da. Și pentru că sunt în ziua în care sunt pacifist, toate trei sunt ok. Cred că e important să-ți găsești confortul până la urmă, că despre asta e vorba, în propriul corp, în propriul dans. Aici eu am tot timpul o mare problemă. O mare, mare problemă legată de
de identitate mai mult. Nu e neapărat de confort din punct de vedere anatomic sau de fiziologic, nu știu, de fizica mișcării sau ceva de genul ăsta. Mi-aduc aminte că un lucru care m-a șocat și încă nu mi-am revenit a fost următorul. Eram în, în 2009, deci pentru noi erau 2 ani de tango, a apărut pe Facebook în toate comunitățile în care eram. Toată lumea era fericită pentru că UNESCO a acceptat tangoul în patrimoniu cultural imaterial, parcă așa se numește. A fost acceptat tangoul. Și noi toți eram fericiți, toată comunitatea era fericită. În sfârșit, uite, comunitatea noastră, bine, în sfârșit, oricum, cred că patrimoniul ăla era, avea un an vechime. Asta e partea a doua. Dar eram foarte fericiți că, uite ce facem, facem ceva important în lume. Și bineînțeles că am intrat și eu în jocul ăsta, eram și eu super fericit. Am intrat pe lista aia de la UNESCO să văd cum s-a întâmplat, care au fost criteriile, să mă documentez. Șocul a venit din faptul că exact în aceeași ședință de la UNESCO, pe lista aia era și Doina. Nicăieri pe Facebook n-am găsit că cineva se bucură că Doina asta noastră este în patrimoniu UNESCO. Nici nu știu dacă se știe. Și era fix în același timp cu tangoul. Și atunci mi-am pus prima întrebare: cum mă pot eu bucura de tango și nu am nicio emoție sau niciun film, nimic, când vine vorba de Doina? Deci o chestie de identitate mai mult decât de decât de feeling interior, de asta vine. Da, mă rog. Eu cred că tangoul a fost și este în continuare doar o unealtă. Dacă o privești, așa cum spune Andrei, dacă îl privești din perspectiva asta, poți să te duci în niște zone de chiar de angoasă, aș putea spune, pentru că, într-adevăr, fiind un caracteristic unei țări, unei culturi, iar el ieșind din țara și cultura respectivă și călătorind peste tot în lume în ultima sută de ani și împrumutând diverse lucruri de la fiecare continent în parte, dacă vrei, fiecare țară, fiecare cultură în parte, el cumva nu mai, într-adevăr, poți să zici că el ajunge un element global, că este globalizat tangoul. Însă începutul lui și faptul că el este folclor la bază și că el ține de o identitate națională, te pune să spui întrebări la un moment dat. De ce fac eu chestia asta? Dar ce legătură are cu mine? Da? Mai ales în momentul în care ajungi foarte profund în zona tangoului, în momentul în care îți dedici viața unui dans, în momentul în care dedici viața unui stil de predare, unui cuplu, adică în momentul în care începi să renunți la foarte multe lucruri, iar lucrul ăsta oamenii îl fac, să renunțe și să rămână doar cu acest aproape drog, da? În viața lor, că ajungi să fii dependent de el așa cum ajungi să fii dependent de orice altceva, sau apartenența unei, să spunem, secte, chiar dacă stai să te gândești, mă rog, dintr-o altă abordare. Și atunci nu cred că e corect să abordezi așa gândirea despre tango. Cred că el trebuie folosit fix ca o unealtă prin care poți să fii fericit, să te cunoști pe tine, să ajungi la o profunzime mai adâncă cu arta și cu cultura, să înțelegi ce te mișcă în artă, să înțelegi ce e arta, să înțelegi ce te mișcă în muzică, să înțelegi ce te mișcă la nivel de emoție, în momentul în care ai un om în fața ta care face niște lucruri, care se deschide către tine cu toate emoțiile din ziua respectivă, într-o milonga. Cum anume te conectezi cu el în afara ringului de dans, înainte să ajungeți să dansați împreună cu comunitatea. Adică, de fapt, tangoul este, din punctul meu de vedere, este o artă a conexiunii. Și dacă eu dacă reușim cumva să-l privim așa, dacă reușesc să-l privesc așa, atunci îți deschide foarte multe orizonturi. Efectiv o unealtă ca să te conectezi mai bine cu tot ce înseamnă tu și lumea care te conjoară și oamenii cu care dansezi și
din nou, muzica și ce-am arta în sine. Andrei, pacifist, dar nu e de acord tocmai cu, cu noi. E ba, altceva? Nu, e ok. E ok, așa? Da. Ce s-a întâmplat după ce ați făcut Casa de Tango? Când ați, sau dacă ați renunțat la tango? Păi după ce am făcut Casa de Tango, am făcut Tango Meet. Povestim imediat ce e Tango Meet, pentru că ați fost precursorilor predatului online atât de obișnuit după pandemie. Cum s-a terminat Casa de Tango? Păi noi eram și parteneri de viață în perioada aceea, nu doar parteneri de tango. Și s-a terminat parteneriatul de viață, așa că s-a terminat oarecum și Casa de Tango. Oarecum, nu, chiar s-a terminat. Ce mă bucur eu foarte, foarte mult este că toți ceilalți au continuat, cei care erau cu noi în Casa de Tango. Marian și Oana, de fapt, ei au continuat și o fac foarte bine în continuare. Bine, acum au continuat. Noi ne-am... Doamne, cât de lipsiți de inspirație eram. Deci am făcut Casa de Tango și aveam niște grupe de tango care erau după numele și asemănarea noastră. Aia, Mio, Kim, Sio. Cât de lipsă de inspirație să horror. Se pare că, mă rog, Marian, cred că, sau Oana, are o mașină pe care are și pe plăcuța de matriculare Mio. Deci. Pe și ce coltul n-a fost cu asta de la Casa de Tango pe el? Da, da. Dar de la tango ați renunțat? Nu. Andreea? Dacă am renunțat la trecut, nu. Adică mai faci tango acum? Nu mai dansez. Eu dansez. Eu nu mai dansez. Dar ce faci? Toate celelalte lucruri. Nu, cu tango. Da. Ah, ok. De tango vorbeam. Da, ascult muzică, lucrez. Tango Beat-ul oferă această posibilitate de a lucra pentru tango non-stop în fiecare zi, ore întregi. Analizez, scriu, îl marketez, vorbesc despre el, identific posibilități socioculturale de a-l integra în toate domeniile posibile, dar într-adevăr nu-l mai dansez. Eu dansez în continuare. Mă bucur de acest lucru. Prietenii mei din Cluj mă invită din când în când să mai predau și mereu refuz și nu știu de ce. De fapt știu de ce, dar e foarte greu să explic. Am avut o tentativă după Casa de Tango să predau și s-a întâmplat în felul următor. Aveam un curs pe săptămână și țineam foarte mult la continuitate. Bine, obsedat de la Tango în Focus, probabil cu conceptul și da, o fi rămas chestia asta. Și am următoarea săptămână era exact cu totul și totul alt public, deci nu puteam să fac nimic care să aibă continuitate și tot așa. Și pentru mine a fost puțin obositor, pentru că nu vreau să predau doar de dragul de a preda. Adică simțeam că o fac doar pentru mine, să arăt cât de bine predau eu tango. Și asta e valoare zero pentru cei care sunt acolo. Și cred că asta mă împiedică și să fac, să zicem, un workshop într-un weekend în Cluj. Mă tem un pic de inconsistența publicului, să spunem așa. Pentru că oamenii sunt obișnuiți acum să vină la asta mă interesează, asta nu vin. Deși toate au legătură, nu există un tango ceva care să nu se lege un element de altul sau un concept de altul. Dar dansez în continuare. Ce e Tango Meet? Tango Meet este cea mai mare și frumoasă platformă de tango online. Care a apărut?
În 2010 am început, 2011 am lansat-o și am început cu un cuplu, acum sunt 10 artiști, 12 de fapt. Cei mai buni, frumoși, populari, nu-mi place cuvântul ăsta, popular, dar ăsta e adevărul. Cumva aleși de mai degrabă de public decât de noi. Adică noi am ales, dar pentru că am observat impactul pe care l-aveau asupra dansatorilor, asupra comunităților, din punct de vedere estetic, din punct de vedere al modului în care oamenii reacționau în prezența lor, la cursurile lor. Adică vedeai efectiv cum li se schimbă energia în prezența lor. Cum devin mai fericiți, cum devin mai, nu știu, mai asumați, mai... Și cred că așa am ales, efectiv așa am ales da. Cuplurile. Adică, bine, așa a fost alegerea. Sebastian a fost cel care a răspuns la această idee, pentru că toți ceilalți erau... Da, nu, da. Nu se poate așa da, ceva. Fără pionieratul lui nu da. Eram unde suntem. Nici, nu exista. Nu exista tangomitul. Noi când i-am spus de chestia asta, el a zis că sunteți nebuni. Hai să vedem cum o facem. Da, da, da. Deci a da. Fost un pic... Sunteți un pic, nebuni? Vreau și eu. Da, da. Da, așa a fost. Da. Și da, într-adevăr, Andrei are dreptate. Ne-am uitat la public și atunci când oamenii merg, nu știu, îl ating pe un maestru sau pe, ating un cuplu de maestri și la sfârșitul unui workshop sau unui eveniment spun I want more, noi ne-am pus întrebarea, ok, cum putem să-i oferim mai mult din acel cuplu? Și luminițe în ochi. Da. Asta nu îmi aparține ideea asta, dar am văzut un discurs, un interviu cu un compozitor mare care spunea exact chestia asta. În momentul în care reușești să vezi luminițe în ochii și în momentul în care vedeam luminițe în ochii oamenilor și efectiv marcați și mesaje după ce organizam evenimente, mail-uri, mesaje peste tot, Doamne, cum a fost, ce ați făcut, da, sunteți incredibili, da, sunt incredibili, da, wow, ziceam ok. Adică nu suntem doar noi, nebunii care se simt atinși de un miracol, de ceva magic. Cum zicea Andrei la început, chiar era ceva, chiar se întâmpla ceva magic, ceva pe care nu, nici nu avea sens să te-a pus să încerci să-l explici. Și în momentul în care vedeam un cuplu de genul ăsta că, că interacționa așa și că făcea chestia asta, nu numai în România, peste tot, ei erau. Da, bine. Întâmplarea a făcut că erau și campioni mondiali cu oamenii ăștia. Adică, da. Da, mă rog. Da, așa este. Nu chiar întâmplarea, că magia cumva a fost bine răsplătită cu medalii de data și asta. Și e o platformă unde sunt cursuri înregistrate. Da. Nu este o idee extraordinară. Și până la noi erau cursuri înregistrate. Adică doar că, mă rog, erau pe YouTube sau dacă erai norocos, găseai un CD-ul cu, știu și eu, niște lecții chiar cu Naveira. Doar că noi le-am pus la dispoziție într-un anumit fel. E ca și cum te duci la un eveniment, la un workshop. Le-am pus pe această platformă și, practic, accesul este, se transpune experiența de la un eveniment în online. Prin ce? Prin faptul că e ca și cum te duci la evenimentul Tango Meet, de-aia i-am și zis Meet. Ne întâlnim acolo. Este un tango, un focus, ori o mie. Da. Asta în care, am făcut, de fapt. Practic, și asta a fost un, și asta a fost un diferențiator, cum alegem maestrii care pot fi pe platformă, acei maestri care au capacitatea de a construi un concept, de a face o serie de lecții, până la urmă, care au cap și coadă, astfel încât să înțelegi un lucru. Sunt multe avantaje să ai așa ceva, un focus, un tango în focus în online. În primul rând sunt avantaje legate de cost, dar poate că e în ultimul rând asta. Avantajele sunt legate de faptul că te poți întoarce oricând la ele, adică nu l-ai primit într-un weekend și după aia trebuie să te gândești să-ți aduci aminte ce s-a întâmplat. Sunt ale tale tot timpul, poți face cu ele ce vrei. Sunt și dezavantaje, bineînțeles, faptul că nu există feedback direct din partea maestrului. Am încercat să facem, să
construim acest concept, doar că nu ne putem juca cu timpul maestrilor și cu... e puțin mai complicat acolo. Dar, pe total, a fost o idee foarte... Faptul că el a fost gândit de la început, adică imediat după ce am avut... au început să vină și ceilalți maestri după Arse, ne-am dat seama de amploarea pe care, de care e capabil Tango Mitu. Și cred că Sebastian Acioval a fost al doilea și la un an, nu? Nu mult după Arse. Deci imediat în 2012 noi ne-am dat seama de amploarea și totul a fost tratat la un nivel foarte mare. Adică totul a fost tratat dintr-o perspectivă mare a lucrurilor. Modul în care am abordat colecțiile, modul în care am abordat cursivitatea lor, lecțiile din cadrul colecțiilor, editarea lecțiilor, fiecare lecții în parte. Adică totul a fost conceput de la cât mai mare posibil, nu de la o limită, dar de la o perspectivă globală a maestrilor, în ideea în care vor fi din ce în ce mai mulți, și până la chestii de, nu știu, de detaliu, de cât de mici trebuie făcute fiecare parte din lecție, punem subtitrări, nu punem subtitrări, punem subcapitole, nu punem subcapitole, adăugăm în partea de editare, nu știu, culori sau animație și așa mai departe. Adică a fost construit de la mare la mic. Și o tactică. Noi aveam multe discuții cu prietenii noștri care am început toată treaba asta, Vlad și Cătălina. Și întrebarea pe care ne-o puneam tot timpul era, ok, construim un produs despre care toată lumea spune că nu e ok. Cât de tâmpit să fim? Da, adică da. Primul lucru, când începi un business, până la urmă, te gândești, bă, vrea cineva? Da, da. Adică... îi pasă cuiva de ceea ce facem noi? Da. Era într-adevăr câțiva early adopters care spuneau, da, vreau, nu știu ce, dar masa critică era departe de noi, cea la care vreau să ajungem. Una din tactici, mă rog, am folosit mai multe tactici, normal, de business, dar una din ele era să folosim o resursă cheie, și anume cei mai buni maestri. Oferă acces la cei mai buni. Și când ai oportunitatea să ajungi la cel mai bun într-un domeniu, o faci oricum. Și online, și offline, și oricum. Da. Partea asta ne lăsa în afara dubiului, cumva. Adică aproape nebunește, aproape, nu știu, era o nebunie prostească aproape, pentru că toată lumea ne întreba, inclusiv Vlad, inclusiv partenerii noștri, toate... am economia la bază, sunt finanțe bănci, am terminat finanțe bănci. Andrei este economist, lucrează în bancă. Eu am lucrat în bancă. Adică amândoi din perspectiva administrării unui business avem niște un background și o experiență și niște lucruri care trebuie să făcute în anumit fel. Vlad și Cătălina la fel, Vlad era, dar trebuie să faceți customer research. Nu avem validat produsul. Nimeni. Toată lumea pe care întrebam, un Tango online, adică există oricum pe YouTube gratis, la care oricum nu se uită mai nimeni. Adică dacă l-alea gratis la care nu se uită la nimeni, voi ce faceți? N-aveam nicio emoție. Adică nu mi-aduc aminte nici măcar să fi vorbit noi doi, între noi, despre lucrul ăsta. Nu aveam discuții de genul ăsta. Noi știam sigur că noi asta o să facem. Și că va funcționa. Și eram, nu știu, nici măcar eram atât de încântați de experiența pe care o să avem în timpul acestui proces, de experiență pe care o să avem, că o să avem din nou acest maestri lângă noi, zile întregi, non-stop, în fața camerelor, că o să putem să ne implicăm în procesul ăsta de predare a lor, că după aia o să ajungă toate lecțiile și o să interacționăm cu toți studenților. Adică tot era wow, n-aveam... Și toată lumea le întreba, se uita la noi, ok, și luau paharul la Milonci, era o discuție. Ok, și luau paharul, plecau... Da, chiar dacă nu ar fi funcționat, oricum ne-am fi ales cu ceva, și anume un legacy. Adică ce au spus oamenii acolo este un capitol din istoria tangoului. Știi, din istoria predării tangoului. Da. Că despre asta vorbim, nu? Istoria tangoului în România. Ei
practic, ce am făcut noi acolo, am construit o librărie de resurse de top din zona asta de predare a tangoului. Și chiar dacă am fi dat-o în bară, asta i-am fi rămas noi cu asta și oricând poți face ceva cu astfel de, da, de resursă. Ador începuturile astea așa cu entuziasm și din felul în care vorbiți, îl transmiteți, parcă eram acolo cu voi, cu toată verba aia de început. A fost superb, a fost extraordinar, da. Dragilor, mulțumesc din suflet că ați agreat să veniți astăzi și că ați fost așa deschiși, pacifiști, deschiși. Noi mulțumim. Sunteți minunați și mie îmi pare rău că oamenii care încep astăzi sau care ar începe astăzi drumul lor ăsta în tango nu au parte de casa de tango. Poate ar fi bine să vă gândiți la asta. E o idee. Putem oferi brandul fără nicio problemă oricui după o discuție, bineînțeles. Că cu mine? Și cu tine, normal. Da. Mersi frumos încă o dată.